Bună seara, domnilor și domnilor, și bine v-am regăsit la o ediție cu totul și cu totul special al punctului culminant. Sarabanda dezvăluirilor continuă, călugărul care a aruncat în aer lumea politică și vârfurile Bisericii Ortodoxe Române, domnul Cristi Călin, este în direct alături de noi. Bună seara, stimate domn, mulțumesc că ați revenit. Domnul și domnilor, vorbim despre uriașul scandal declanșat de domnul Călin, despre audierile maraton de la parchetul general, despre consultul pe care l-a făcut la Institutul Național de Medicină Legală și nu în ultimul rând despre implicațiile uriașe în lumea bisericească și în cea politică la vârf, generate toate de dezvăluirile pe care acesta l-a făcut și de documentele și fotografiile, respectiv filmările pe care susține că le-a depus la procuratură. Vorbim și despre membrii PSD acuzați că ar fi participat la orgii, la o reuniune mare a partidului de guvernământ pe litoral, împreună cu invitatul meu din această seară, și în general despre tot ceea ce se întâmplă la vârful politicii și al Bisericii Ortodoxe Române de o săptămână, de când partidul condus de Marcel Ciolacu a emis un comunicat de presă prin care a anunțat public excluderea imediată a unui deputat acuzat de asemenea că s-ar fi deducit la plăceri carnale și suspectat de legături vinovate cu un minor. Există la această oră, domnilor și domnilor, două dosare penale, cel puțin după știința noastră, pe rolul Procuraturii Generale, unul pentru sex cu minori, altul pentru viol. Mai multe o să ne spună invitatul meu special din această seară. Îi salut de asemenea și pe ceilalți invitați și le mulțumesc foarte mult că stau alături de noi. Invitații mei tradițional de joi seara, domnul Bogdan Chiriac și Marius Pieranu. Bună seara, domnule, vă mulțumesc că sunteți cu noi. Deputatul analist economic Ilie Șerbănescu, bună seara și dumneavoastră, domnule Șerbănescu, și un sincer și călduros jos imperialismul, că am rămas ultimii doi. Da, Dumnezeu, dar nu mai știu acum cum e cu Dumnezeu. Dumnezeu e cu pazilele astea, cu altele și cu altele. Generalul Cristian Barbu, fost rector al Academiei Tehnice Militare, bună seara, domnule general, vă mulțumesc și dumneavoastră că sunteți cu noi. Deputatul PSD Radu Cristescu, bună seara, domnule Cristescu, mulțumesc că sunteți. Bună seara și vă mulțumesc și pentru invitație. Îl salut de asemenea pe jurnalistul Dan Andronic, director al evenimentului zilei. Te salut, Dane, îți mulțumesc că ești cu noi în această seară și îl așteptăm în doar câteva momente la cadrul penal, preasfinția sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, unul dintre înalți ierarhi al căror lume a apărut în relatările domnului aici de față și în tot scandalul generat. Acestea fiind spuse, haide să procedăm la treabă și m-a pucat abrupt domnule Cristi Călin. Ați fost audiat din nou, înțeleg, la organele statului. Nu am fost audiat din nou la organele statului, ci doar am pus în aplicare în urma acordului pe care l-am dat în fața procurorilor. Iar procurorii au întocmit în aplicare ce? O ordonanță prin care s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale constând în să vadă dacă pe corpul meu sunt urme de violență. Deci expertiza medico-legală, că vreau să ne lămurim concret, ar urma să certifice sau nu dacă dumneavoastră ați suferit acte de violență, da, cu urme, în urma întâlnirii sexuale, să spun, cu domnul deputat, nu? Da. Și s-a petrecut astăzi respectiva examinare. Examinare? Da, a avut loc la Institutul de Medicină Legală. Da. Mina Minovici. Da. Și s-a emis un certificat în acest sens? Sunt niște proceduri judiciare pe care eu nu le cunosc. Păi nu, v-a dat cineva o hârtie la mână? Nu li dăm. Că dumneavoastră sunteți un om liber, da? Le dă procurorului. Le dă procurorului. Stați un pic, dă procurorului. Materialul didactic sunteți dumneavoastră, cu toată dragostea. Dar nu am solicitat eu. A solicitat procurorul. Ei depun la dosar, sunt tocmești în dosar, să fac niște documente. Da, dar pacientul sunteți dumneavoastră, ca să zic așa. Da, dar nu mi-l dă mie. Procurorul mi-o dă mie aproape nimic din dosar. Păi nu se vedea procurorul. Ăia care vă examinează. Au zis. Există urme, excoriații, cum păcatele mele le zice la alea, la zgârieturi, la semne de violență, vânătăi, nu știu. Nu cunosc, știu că doar m-am pus la dispoziția medicilor, m-au examinat și atât. Am plecat, bună ziua. Bun, stați să luăm altfel, v-ați pus la dispoziție. Dumneavoastră, aveți ceva pe dumneavoastră?
V-a zgâriat ăla, v-a violentat. Haideți, vă rog frumos, sunt niște chestii prea, intime care nu le exprim aici, dar vă rog frumos. Sunt și o persoană, am și o demnitate, am și o stare emoțională. Credeți-mă că acei medici de acolo erau trei doamne, trei domnișoare. Aole. De ajuns rușinea pe care am suportat-o acolo. Nu mai suportăm și aici. Păi nu, dar stați un pic, dumneavoastră ați fost expus unei expertize medico-legale care să constate auba dacă dumneavoastră ați suferit acte de violență sau alte acte de asemenea natură, nu? Da, am descris... Iertați-mă, la IMELE, de obicei, când te duci, sunt două variante. Te duci viu sau mort. Eu m-am dus viu. Așa, când te duci mort, stabilesc că e cauza decesului. Când te duci viu, te duci să vezi dacă ai pățit ceva în urma unui contact de orice natură cu ceva. Dacă te-a lovit, dacă nu știu ce, ca să-ți folosească în instanță sau eventual să folosească procuratorii în instanță, nu? Actul personal este actul medical este personal, nu-l putem dezbate aici. Nu, este, nu mai este personal în momentul în care face parte într-o anchetă penală. Da, personal da. Este doar, e doar relația noastră cu medicul când vă duceți ca și pacient. În momentul în care procurorul solicită o expertiză, nu mai este act personal. Bun. Dane, da, omul are dreptul să spun... Asta, scuze-mă, Victor, expertiza asta va fi probă în dosar. Fără discuție. Va deveni document public. Da, până când va deveni probă în dosar, în mod oficial, în măsura în care dosarul ăla se va și solda cu o urmărire penală sau ceva, omul are dreptul la confidențialitatea stării lui de sănătate față de noi, nu față de procuror. Da, bineînțeles. Bineînțeles, nimeni nu poate obliga să povestească ce a fost acolo, dar vreau doar să întreb dacă s-a solicitat și o expertiză psihiatrică sau doar una fizică. Puteți să răspundeți la întrebarea asta? Nu s-a solicitat o expertiză psihiatrică, ci doar acea expertiză, pentru că și eu am crezut că vor solicita o expertiză psihiatrică. Dar de ce ați crezut? Pentru că unii acuză, alții propune, procurorul trage concluzia. Păi nu, v-ați temut de faptul că vor să vă scoată nebun? Hai să vorbim. Cum să mă tem? Dacă mă temeam, nu mai ieșeam în acest război. Sunt un om asumat, un om care este responsabil de ceea ce a vorbit. E o misiune. Acum două seri mi-a spus că e o misiune. Bun, ce vreți dumneavoastră că nu înțeleg? Ce vreți? Să-mi povestiți. Ce să vă povestesc? Ce s-a mai întâmplat? Deocamdată nu-i treaba dumneavoastră ce este acolo în dosarul ăla. Vă rog frumos, haideți să nu discutăm. Doamna procuror a zis că dumneavoastră nu-i place ca acel dosar să se discute aici. Da. Ce e acolo în birou dumneavoastră ei? Cu toată dragostea, mă lasă rece ce-i place și ce nu-i place doamnei procuror. Da? Momentan nu mă supun. Este un procuror de la parchetul. Este un procuror de la parchetul general. Și e dreptul dumneavoastră. Și știți că e o doamnă cu mari capacități intelectuale. Foarte bine, dar doamna nu. Haideți să respectăm. Haideți să respectăm oamenii ăștia, că sunt oameni care sunt convins. Dar vedeți că sunt lucruri diferite. Presa are o misiune. Înțeleg că dumneavoastră aveți altă misiune. Fiecare cu misiunea lui, da. Parchetul are o altă misiune. Presa are misiune de a avantaja sau de a... Nu, de a face ceea ce li se spun alții. Haideți să fim un pic realiști. Hai să fim. Cine ne spune nouă ce să facem? Păi nu știu, un alt preasfințit, o da ceva aici, vă donați el către România TV. Ziceți dumneavoastră că... Păi nu știu, o da ceva? Un alt preasfinția s-a Teodosie în direct alături de noi, după ce a anunțat în mod public că depune o acțiune în instanță împotriva invitatului meu din această seară pentru ponegrire și, mă rog, toate cele care, mă rog, fosta calomnie. Nu, mai știu cum dar nu face în alt preasfințit treaba asta, că în alt preasfințit este monac, este arhiereu, duhovnic, el desleag, nici de cum nu acuză. Dar eu știu ce zice statutul de organizare și de funcționare a Bisericii Ortodoxe Române și canoanele Sfinților Părinți. Haideți să, cum în alt preasfinția sa v-a ascultat până acum și mulțumesc pentru răbdarea de care a dat dovadă, hai să-l ascultăm și noi. În alt preasfinția voastră, ce a generat intenția dumneavoastră și înțeleg hotărârea de a depune o acțiune în instanță și întrebarea mea directă, subsecventă primei întrebări este... În ce măsură credeți că toată povestea asta este o reglare de conturi în interiorul Bisericii Ortodoxe Române sau o comandă externă clerului? Eu nu consider reglare de conturi. Noi nu folosim vorbe din aceste mari, că nu avem afaceri, nu ne concurăm, dar cred că este de cineva încurajat acest domn
care s-a dat și călugări și din Biserica Ortodoxă și dintr-o biserică paralelă, în sfârșit, pronunță niște nume și le amestecă tot felul de ponegriști și de aceea am văzut că nu are nici coerență în ceea ce spune. Trece de la ceva la altceva, de la un subiect la altul. Eu nu am fost, nu am fost turnător al securității în Alt Preasfinția voastră. Nu am pregătirea dumneavoastră, nu am pregătirea în Alt Preasfinției voastre de a manipula oameni, de a veni femei din București, de a sta ani la dumneavoastră acolo la... Știi, nu am pregătirea dumneavoastră, n-al prea simția voastră, mă iertați. Dar când am venit la dumneavoastră anul trecut în Al Prea Simția voastră și v-am rugat și eu ceva, ce a spus? Nu am încredere în tine, ești periculos. Pe ce l-ați rugat până la preasfinția? Știi, în Al Preasfinția asta, eu sunt unul care m-am și spovedit. În Al Preasfinția voastră, în anul 2013, toamna, am fost și m-am spovedit la în Al Preasfinția voastră la palat, după ce am plecat mi-ați dat 200 de lei? Păi dacă ai avut nevoie, ți-am dat, te-am considerat un om necăjit. Am fost anul trecut la dumneavoastră și am petrecut câteva zile pe acolo. Până când a spus că dacă te mai ții după mine, chem poliția. A spus treaba asta? Ce căutai? L-ați amenit? Păi ce căutam? În alta binecuvântare pe care, cu care Dumnezeu va va înzestra. Și de ce n-ar preasfinția sa v-a amenințat cu poliția dacă nu căutați numai binecuvântarea? Că bănuiesc că nu vă lua câteva zile să obțineți binecuvântarea. Păi nu știu, întrebați-l pe un alt preasfințitul de ce. Păi, dar ce l-ați rugat? Spuneți-ne și nouă, vă rog. Ce rugăminte a avut invitatul meu în Al Preasfinția voastră la dumneavoastră și nu i-ați satisfăcut-o? Că înțeleg că pare și un soi de vendetă personală, pentru că nu s-a rezolvat cazul la momentul. Eu binecuvântare dau la toată lumea, că doar nu sunt cuplate binecuvântările. Sunt cele pe care le-am primit de la Dumnezeu, le dăm mai departe, ca erar, binecuvântez pe toată lumea. Dar zice că i-am dat 200 de lei, înseamnă că mi-a cerut sau a avut nevoie, că nu dau așa pactanii fără să discernământ. Da, vă amintiți episodul respectiv, că dacă ați spus că veți chema poliția dacă nu pleacă de dumneavoastră, bănuiesc că nu se întâmplă de multe ori să amenințați un credincios cu poliția. Cerșea împreună cu alții și s-a făcut adresă din partea arhiepiscopiei, avem dovadă că a făcut adresă la poliție ca să înceteze cerșitul ilegal. Dar dumneavoastră, în Al Preasfinția voastră, cu preoții, n-ați cerșit niciodată? Din ce ați făcut acele biserici, mănăstiri, castelul ăla imens, pe care îl aveți la Vatra Dornei? Cu ce ați făcut? Depinde, domnul Ciutacu, depinde cum înțelege în Al Preasfințitul cerșeala. Instanța, mie mi-a comunicat că nu este cerșeală, sunt acte de donații și am o hotărâre definitivă și irevocabilă în acest sens. Aveți un cont în care s-au făcut donațiile? Da, bineînțeles. Știți legea donațiilor? Vă rog frumos să căutați legea donațiilor și căutați articolul 1001, alineatul 2 și 3. Vă rog. Dar pentru ce erau donațiile? Dar pentru ce erau donațiile? Păi vă comunică, vă citesc imediat. Ok, dar haideți să, pentru că timpul în Al Preasfinției sale e prețios, în Al Preasfinția voastră, acuzațiile au fost extrem, extrem de grave la adresa domniei voastre și a unor alți, înalți ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române. Aveți ceva să vă reproșați pe relația internă bisericească în sensul în care vă acuză acest domn? Nu am nimic să reproșez. Nu am nicio problemă. Nu știu de ce vine cu lucruri artificiale neprobate și nu arată dovezile. În Al Preasfinția voastră, am și o întrebare la dumneavoastră. Imediat, stați un pic, deocamdată eu pun întrebări. În Al Preasfinția voastră există sau vă temeți că există vreo poză, vreo filmare, vreun instantaneu cu dumneavoastră în, nu știu, poziții de potrivite? Nu știu, postură care nu vă caracterizează și care ar putea face obiectul denunțului pe care l-a făcut domnul la parchet? Nu mă știu așa. N-am timp, eu sunt, nici n-am pauze. Eu am rugăciune, pregătirea cursurilor și stau cu credincioși, într-adevăr, foarte mult, că m-au căutat foarte mult, mai ales din diasporă, toată vară, eu n-am avut pauze. Și nu mă știu în nicio poziție, pentru că n-am preocupări de felul acesta.
da. Obscuri. Dacă îmi permiteți, domnule, cunoaște, dacă... imediat, cunoașteți vreo, nu știu, împrejurare în care ierarhii ai Bisericii Ortodoxe Române, în care preoți, în care călugări ai Bisericii Ortodoxe Române să fi participat la acest tip de orgii pe care îl reclamă domnul respectiv? Eu nu cunosc. Dar și Preasfințitul Cornel, l-ați văzut în acele videoclipuri, acele filmări în care apare alături de elevii seminariști pe care niște Cornel fiind episcopul de Huș, fostul episcop, dar membru al Sfântului Sinod, care în Alt Preasfinția sa Teodosie a slujit împreună și a chemat Harul Duhului Sfânt. Le-ați văzut în Alt Preasfinția voastră? Păi a zis Preasfințitul că nu le cunoaște și nu știe. Le-ați văzut în Alt Preasfinția voastră vreodată? Păi, mi-a fost și student Preasfințitul Cornel, dar a fost student. Nu cunosc nicio împrejurare. Înseamnă că este produsul dumneavoastră. Haideți că aici, aici exagerați și e urât ceea ce faceți. Păi este. Pentru că un profesor are sute și mii de studenți. Da, da, acesta nu este orice student. Ideea de a personaliza și de a duce într-o zonă e adevărat, cu abilitate. Discuția mi se pare ușor deplasată. Nu, eu nu vreau să țin partea nimănui în... Nici nu e în intenția cuiva să țină partea cuiva. În Alt Preasfinția voastră, revin. Știți, eu am idei puține, dar fixe. Aveți vreo bănuială cine și de ce ar orchestra un scandal de o asemenea amploare în sânul Bisericii Ortodoxe Române la unul dintre vârfurile ei? Asta nu sunteți fite cine în Biserica Ortodoxă Română. Înțelegem foarte bine. Eu nu pot fi bănuitor, eu n-am dovezi și cine are să se pună în evidență. Nu bănuiesc pe nimeni decât pe Satana, că e ajutorul răului și a minciunii în general. Păi bun, și pe dumneavoastră nu vă tulbură, nu vă macină întrebarea cine și de ce v-a pus obiectiv? Nu mă tulbură deloc, pentru că nu mă usândește conștiința și nu mă turbă deloc, iar de acest tânăr mi-este milă. Pentru că el se vede că este frustrat, incoerent și este folosit de cineva. Nu știu de cine, dar e folosit de cineva. Și nu vă interesează să aflați de cine? Eu nu am metodele să aflu de cine. Se va afla prin anchetele. Vă pot spune eu în Alt Preasfinția voastră, dacă îmi permiteți. Vă folosește, stimate domn, dacă ziceți că puteți să rămâne? Dar pentru început vreau să fac unele precizări. Faceți niște precizări. Eu nu am depus... un denunț sau vreo plângere pe numele în Alt Preasfințitul Teodosie. Nu ați depus un denunț. Eu nu am zis împotriva domnului deputat. Eu i-a spus numele public. Eu nu am zis, dar mă lăsați să vorbesc. Da, eu nu am zis. Da, e o discuție până la urmă, nu e un monolog. Dar mă lăsați-mă că termin ideea, că nu pot să o duc până la capăt, că în Alt Preasfințitul a zis că nu sunt coerent. Lăsați-mă să fiu coerent. Dar credeți-mă că puteți să o duceți. Eu nu am zis că există un video recent un Alt Preasfințitul Teodosie. Există un video mai vechi? Există un video care circulă în interiorul unor preoți din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului. Acel video nu este recent, pentru că în Alt Preasfințitul Teodosie are dreptate. Dumnealui nu are timp să se ocupe de așa ceva. Acel video este, are câțiva ani buni de când el circulă. Așa. Eu nu știu dacă... Ce e în acel video? Dar mă lăsați să termin ce este. Există un video. Dar lăsați-mă să vorbesc, domnule. Face să planeze o suspiciune asupra unui om. În video ăla poți să joace tenis, ping-pong, să facă sex sau să mănânce. În acel video, un Alt Preasfințitul, pe care l-am văzut și eu, mi l-a trimis acest deputat. Și pe care eu l-am arhivat, dar nu l-am dat, pentru că eu nu-mi permit. Bun, ce să fac ce au, știți ce au propus alții care îl urăsc prin Alt Preasfințitul și eu nu am fost de acord, printre care unul domnul cumpănă, unul nu mai știu cum. Nu mă interesează ce v-au propus. În Alt Preasfințitul îi cunoaște, a spus, haide să dăm acel video. Am zis, nu, în Alt Preasfințitul Teodosie nu merită să apară în acel video, îl înfățișează pe înalt, dar eu n-am de un să știu dacă acel video este real. Ziceți. În acel video îl înfățișează pe înalt Preasfințitul Teodosie într-un ipostas care nu... destul ce de fel de ipostază? O ipostază care nu te avantajează? Sexuală, domnule. Sexuală? Da. Că și pe WC-ul, dacă stai, o ipostază care nu te avantajează. Da. Da? Că spuneți că e dintr-o... Păi, bun, și-l avem până ar preasfinția într-o ipostază sexuală. Adică dacă tot am ajuns și omul aici e disponibil și mulțumesc mult pentru răbdarea de care dă dovadă și pentru necesitatea pe care are într-o ipostază homosexuală, ca să o lămurim. Da, domnule, într-o ipostază. În Alt Preasfinția voastră, cunoașteți de existența? Și dumneavoastră l-ați recunoscut?
Da, l-am recunoscut. Eu îl cunosc foarte bine prin alt Teodosie. În alt preasfinția voastră, mă rog, știu că e acuzație, dacă... Nu este acuzație, este ceva ce am văzut. Eu nu am permis să-l acuz prin alt. Eu am relatat ceea ce am văzut. Eu n-am de unde să știu dacă ăla nu poate să fie, dacă nu este fals. Păi, dacă ați avea vreun dubiu, nu, dar nu sunt eu. Stați un pic, vă rog, în alt preasfinția voastră. Nu sunt eu cel care se decide dacă este... adevărat sau nu? Cel care aruncă piatra. Cu toată, da, cu toată cucernicia de care sunt eu în stare în emisiunea asta, care, repet, mă jenează extrem, extrem de tare. Aveți amintiri despre o ipostază de acest gen în preasfinția voastră? A mai apărut în spațiu public despre acel videoclip. Doamne ferește, n-am nicio amintire. Atât vreau să-l întreb, dați-mi voie, de ce m-a pus pe lista aceea în scrisoarea către Patriarhie? De ce m-a pus? Pentru că în alt preasfinția voastră v-am văzut. Eu n-am de unde să știu dacă... L-ați văzut cum? În video? Da, domnule, în video. Dumneavoastră chiar nu înțelegeți sau nu pricepeți? Nu reușesc să mă ridic la nivelul nostru de inteligență. Ajutați-mă să mă cață pe scările. Sau faceți mișto? Nu, deloc, nu reușesc. Nu reușeți? Domnul Călin, nu vă supărați. Stimați-mi, uitați dumneavoastră, înțelegeți? Și scrieți numele unui om acuzându-l. Trebuie să aveți mai mult decât... Dar de unde cu să siguranță, domnule jurnalist, de unde să știți, cu siguranță și acel video l-a văzut și prea fericitul, că circulă acolo, da, la da, ei. Mi l-a dat pe WhatsApp prea fericitului? Sau de unde știți că l-a văzut prea fericit? Stați să verific, să văd dacă l-am trimis pe WhatsApp prea fericitul. Îmi permiteți să verific? Da, vă rog, verificați dacă el l-a trimis pe WhatsApp prea fericitul. Aveți un telefon la fericitului Daniel? E ok. Domnule, stați un pic. Mă respirăm. Tu reușești să te dumirești? Care este miza acestui scandal? Că suntem prea vechi în spațiul public și în meseriile pe care le practicăm ca să credem că ai zbucnit așa dânsenin și fără nicio miză și la nivelul ăsta. N-am un răspuns, sincer să fiu. M-am uitat, mă tot uit și la ce spune dânsul și la comentariile celorlalți. N-am un răspuns. Aș putea, de pildă, să... fac un comentariu despre gesturile publice ale Partidului Social Democrat referitoare la grava prin care l-a dat afară pe, mă rog, l-a exclus din partid pe domnul deputat Bălășoiu, zic bine? Vă rog, da, Bălășoiu. Păi nu, asta încerca să vă zic. Credeam că puteam să stăm, să aștepte un pic să vadă despre ce e vorba acolo, că deocamdată parchetul nu ne-a spus nimic ce anume infracțiune a săvârșit domnul deputat. Nu-l cunosc, nu știu, dar zic. Adică, un pic de atenție la chestiunea asta... Stați un pic. Dumneavoastră ați fost la, nu știu, Consiliul Național, Școala de Vară. Sunt ce păcat remer a fost la Olimp? De 10 ani de zile sunt invitat. Ați fost? Sigur. La Olimp, ați la Olimp? La, sigur, da. Păi, uite, domnul Cristescu, dumneavoastră ați fost la... Da. Sigur că bun. Domnul aici domnul de față... Domnul Citacu, vă rog să mă eliberați. Vă eliberez în alt preasfinția voastră. Vă mulțumesc încă o dată extrem de mult pentru disponibilitate și pentru seninătatea cu care și răspundeți. Și dacă îmi permiteți, aș dori să-i transmit și eu un mesaj în alt preasfințitul Teodosie, pe care eu, sincer, îl apreciez, îl respect, îi urmăresc emisiunile. Dar l-a spus pe hârtie către patria. Pentru că am văzut acolo, în alt preasfinția voastră, vreau să vă cer iertare dacă v-am greșit și, credeți-mă, nu am nimic cu un alt preasfinția voastră, vă respect ca ierarh, vă sărut mâna și iertați-mă dacă v-am greșit cu ceva. De te vei, că este Dumnezeu te va ierta. Eu nu pot fi supărat un om amărât ca dumneata. Mulțumesc, n-am prea simția voastră. Nu mai faci de asta, nu mai faci de asta. Nu mai pun numele fără acoperire. Mulțumesc frumos, în alt preasfinția voastră. În alt preasfinția voastră, vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi în această seară. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru atitudinea de care dați dovadă și pentru curajul de a fi într-o astfel de emisiune, într-o perioadă în care românilor le-au dispărut portocalele. Sunteți unul dintre puținii care le mai aveți la dumneavoastră și jos pălăria după punctul meu de vedere și pentru calmul cu care ați făcut față și încă o dată pentru deschiderea de care ați dat dovadă. Din punctul meu de vedere, jos pălăria, restul problemelor intra-bisericești nu fac obiectul preocupărilor. Mulțumesc. O seară bună.